Chiar dacă am așteptat ceva timp, au apărut și primele videoclipuri oficiale de la botezul lui Milan Sterp. Mătușa acestuia, Geta Sterp, a filmat foarte multe imagini elocvente pe care cu toții le putem vedea și să ne putem bucura. După cum puteți vedea, toți s-au distrat foarte mult și mama Geta a dansat și a fost foarte bucuroasă, ceea ce înseamnă că a fost un eveniment foarte frumos. Foarte mulți lăutari au cântat, după cum puteți vedea și Bogdan de la Ploiești, Țancă Uraganu, Teo Rose și mulți alții. Oricum, aici se surprinde mult mai bine primele pregătiri, adică mersul la botez, la biserică, pregătirile dinainte de botez, așa că v-am surprins mai pe scurt câteva imagini, așa că vă urez vizionare plăcută! Thank you.